Brancardierul morții, cel mai detemut criminal în serie din România, va fi eliberat. Bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis 11 oameni ai străzii. După câțiva ani a reușit însă să iasă din detenție. Vedeți imediat. De la știri pe surse am trecut la breaking news, așa a catalogat Marcel Ciolacu oficializarea mariajului PSD-PNL. Nu au ajuns la starea civilă astăzi politicienii, ci la biroul electoral central pentru depunerea listelor de candidați pentru europarlamentare. Care a fost atmosfera? Aflați în câteva momente. Și începem cu informația orei. Pericol de explozie pe E85. O țeavă de gaz s-a spart, iar traficul este blocat. Colega mea, Isabela Neagu, are mai multe detalii. Isabela, ce se întâmplă acum acolo? Bun găsit! Autoritățile au comunicat în urmă cu scurt timp faptul că circulația pe drumul național 2 este restricționată din cauza unei scurgeri de gaze. Din primele informații ar fi vorba despre scurgeri mari de gaze undeva în apropierea primăriei din localitatea Afumați. Se pare că un buldo-excavator a spart o țeavă în timpul unor lucrări pe care le făcea pe drumul național 2 București-Urziceni. Circulația este restricționată în acest moment. Ne îndreptăm și noi către zona respectivă. În momentul de față știm că este izolată zona, s-a creat un perimetru de siguranță, intervin atât polițiștii cât și pompieri, dar în zonă sunt inclusiv reprezentanți ai companiei de gaze pentru a remedia situația. Traficul este dat peste cap pe drumul național 2, așa cum vă spuneam, se circulă pe o singură bandă a sensului către București, iar în cealaltă direcție circulația este blocată total. Autoritățile estimează că circulația ar putea fi reluată undeva după ora 12. Elevul de 18 ani, care a fost înjunghiat în curtea unui liceu din capitală, a făcut prima declarație după externare. Tânărul a povestit că a fost atacat din senin și că nu îi cunoaște pe agresori. Între timp, unul dintre atacatori a fost arestat preventiv. Vă avertizez, urmează informații cu impact emoțional. Elevul de 16 ani, care a stat în spital mai multe zile, este rănit la ambele brațe. A povestit la externare momentul atacului. Eram în curtea școlii, iar un băiat necunoscut a venit la mine întrebându-mă dacă sunt eu cel care îl căuta. Și am spus că da, iar acesta a venit să se bată cu mine parte în parte, i-am spus că nu-l cunosc, iar acesta mi-a dat un pumn și a scos baioneta. Erau vreo 5. Nu erau pasnici în acel moment când te-a atacat? Nu, n-am văzut niciun pasnic. Cum ai reușit să scapi? Fugind. Și după aia fugind și atacatorul. Profesorii au reacționat sunând la 112. Există pază în școală? Nu știu, nu am văzut. Nu mă simt în siguranță. Și ce crezi că ar trebui să fie făcut ca să te simți în siguranță în școală? Să fie pază în liceu. Mama băiatului spune că a cerut explicații conducerii școlii, dar până acum fără răspuns. M-a deranjat foarte mult faptul că de când a intrat copilul în liceu a spus că au pază. Nu au pază. Dacă ei aveau pază, nu se întâmpla lucrul ăsta. Dacă era un agent de pază în momentul ăla, când acei copii au sărit gardul, probabil a planat situația. Nu se ajungea la așa ceva. Nu mi-a dat niciun fel de explicație. Este un comportament normal? Nu, este deviant. În momentul când un copil ia un cuțit și pleacă cu el de acasă, este clar că acolo în familie există o problemă. Băiatul care l-a înjunghiat pe elev a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile. Avocatul atacatorului dă vina tot pe conducerea liceului pentru incident. Nu există niciun fel de control asupra ceea ce au copiii în rucsacuri. Nu are nimeni control. Nici profesorii, nu exista pază, nu exista paznic la școală, nu exista nimic. Făceau ce vreau. Toți fac ce vor în școlile astea. Conducerea școlii nu a lămurit cum au reușit atacatorii să intre în curtea liceului. Embarcațiunea descoperită în apropiere de țărmul românesc este cel mai probabil o dronă marină. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale. Embarcațiunea a fost găsită plutind în derivă la 35 de kilometri de țărmul românesc, în zona Tuzla. Colega mea, Iulia Stanciu, are detalii. Bună ziua, Iulia! Ce urmează să se întâmple în acest caz?
Bună ziua, bun găsit tuturor. Embarcațiunea suspectă a fost luată din Dana 78 a portului Constanța și dusă în poligonul militar de la Media Tot din județul Constanța. Conform anchetatorilor care au spus pentru Digi24, ar fi vorba despre o embarcațiune SAR, adică de salvare și căutare, care are aproximativ 3 tone și aceasta ar fi fost transformată într-una cu scopuri militare. În prova, adică în partea din în fața navei, ar exista o antenă de bruiaj de care ar fi atașat un dispozitiv explozibil. Vă reamintesc că această embarcațiune a fost văzută pentru prima dată de angajații gărzii de coastă. S-a întâmplat în urmă cu 2 zile. Iar această embarcațiune se afla la aproximativ 20 de mile travers de localitatea Tuzla. Până la urmă, la fața locului au intervenit angajații ARSVOM, adică cei ai Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, care au tractat această embarcațiune până în portul Constanța. Ieri, de-a lungul zilei, au fost acolo mulți specialiști, printre care și cei de la SRI, iar în cele din urmă, spre seară, această embarcațiune, așa cum v-am spus la început, a fost luată din portul Constanța și tractată tot de angajații ARSVOM până în poligonul de la Capul Media. Mulțumesc foarte mult, Iulia Stanciu! Brancardierul morții, cel mai de temut criminal în serie din România, va fi eliberat. Grigore Bota a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis 11 oameni ai străzii. Ulterior, judecătorii au acceptat schimbarea pedepsei la 25 de ani de închisoare. Bogdan Băcilă vine cu mai multe detalii despre acest subiect. Grigore Bota a fost condamnat în anul 2000 pentru uciderea mai multor bărbați, persoane fără adăpost, între lunile aprilie și august ale acelui an. Acuzat de 11 crime, el a recunoscut doar 3 dintre ele. Anchetatorii au reușit să aducă dovezi concludente în alte 7 cazuri, iar judecătorii au decis să îl condamne la închisoare pe viață. Această decizie a fost modificată la 25 de ani de închisoare, ceea ce apropie momentul eliberării sale. Sigur că acest lucru a trezit o oarecare îngrijorare în comunitatea locală din Maramureș. Grigore Bota a fost supranumit brancardierul morții sau ucigașul de boschetari și este unul dintre cei mai sângeroși criminali în serie din istoria postdecembristă a României. El își ascundea cadavrele în apropierea gării CFR din Baia Mare și pe malul râului Săsar. Își ademenea victimele cu o sticlă de alcool în schimbul unor favoruri sexuale. Una dintre victime a reușit însă să scape și a alertat autoritățile, ceea ce a permis prinderea lui. O mamă și copilul ei au fost opriți pe aeroportul din Craiova după ce polițiștii de frontieră au descoperit că femeia nu avea documentele necesare pentru a ieși cu cel mic din țară. Primim detalii de la colega mea, Elena Alexandru. Elena, ce s-a întâmplat? Am găsit tuturor. Polițiștii din aeroportul din Craiova au verificat-o pe femeie. Aceasta a spus că nu are procură de la tatăl minorului, așadar nu a fost lăsată să se îmbarce în avionul care urma să ajungă în Belgia. De altfel, femeia a spus că nu știa că trebuie să aibă și această procură de la tatăl minorului, așadar aceasta nu a mai călătorit, a fost oprită de polițiști, iar acum aceasta a fost predată autorităților pentru a face verificări. Și nu este singurul caz, vorbim aici și de un alt caz din capitală, de pe aeroportul din capitală, acolo a fost depistat un cetățean din Siria care avea un pașaport fals, acesta a încercat și el să călătorească cu avionul, însă a fost oprit de polițiști. De altfel și un alt cetățean a fost oprit, un cetățean străin, și acesta era din India și acesta era acuzat că stătea pe teritoriul României ilegal și acesta a fost oprit de către polițiști. În toate cele 3 cazuri vorbim aici de persoane care au fost predate autorităților, care vor continua verificările în aceste situații. Mulțumesc foarte mult, Elena Alexandru! Mister total și semne de întrebare după apariția imaginilor virale cu un elicopter care și-a făcut plinul într-o benzinărie din Curtea de Argeș. Un pilot german a aterizat aproape de stație. După ce a alimentat, bărbatul s-a urcat la bord și a decolat. Autoritatea aeronautică a ajuns la concluzia că pilotul nu avea plan de zbor.
Elicopterul de mici dimensiuni, surprins în imaginile care s-au viralizat de la Curtea de Argeș, este un Robinson 44, un aparat de zbor ușor cu 4 locuri, produs din 1992. Lung de aproape 12 metri și cu o lățime de puțin peste 3 metri, cântărește 680 de kg și poate atinge o viteză maximă de 240 de km pe oră. În mod normal, acest tip de elicopter folosește un carburant numit Avgaz, un combustibil utilizat de aeronavele cu motoare cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie. Poate funcționa însă și cu benzină auto, de cifră octanică mai ridicată. Imaginile în care alimentează într-o benzinărie din Curtea de Argeș au devenit virale pe internet. Localnicii au surprins momentul în care aparatul de zbor, înmatriculat în SUA, era împins la pompă după ce a rămas fără combustibil. Pilotul, cetățean german, a alimentat 100 de litri de benzină de 98, iar elicopterul a fost împins înapoi într-o zonă din care a putut decola. Cu două zile mai devreme, același elicopter a fost văzut într-o benzinărie din Vințul de Jos, județul Alba, iar la sfârșitul săptămânii trecute ar fi fost surprins la Sebeș. Presa locală a aflat de la martor că pilotul este, într-adevăr, un cetățean german, care ar vizita în calitate de turist România. Autoritatea Aeronautică Civilă a identificat elicopterul înmatriculat în Statele Unite, precum și pilotul cetățean german. Aceeași instituție a ajuns la concluzia că pilotul nu avea aprobat niciun plan de zbor, iar în aceste condiții pilotul a încălcat mai multe legi. Autoritatea a sesizat în acest sens atât Administrația Federală pentru Aviație din Statele Unite, cât și Luftfahrt Bundesamt. Autoritatea Aeronautică Civilă Română atenționează că va sancționa drastic orice încălcare a reglementărilor aeronautice în vigoare. Rămâne în aceste condiții întrebarea dacă a fost observat aparatul de zbor de radarele armatei. Digi24 a cerut o clarificare din acest punct de vedere la Ministerul Apărării. Primarul fugar Cătălin Chereche joacă o nouă carte în instanță, vrea în libertate, așa că avocații au intentat o cale extraordinară de atac și cere liberarea în baza prescripției. Jurnalista Digi24, Delia Olar, a urmărit subiectul și vine cu detalii. Bună ziua, Delia, ce anume solicită avocații lui Chericheș? Bine v-am găsit. Magistrații de la Curtea de Apel Cluj vor analiza astăzi contestația în anulare formulată de avocatul lui Cătălin Chereche. Este vorba despre dosarul de luare de mită în care fostul edil din Baia Mare a fost condamnat definitiv. Cătălin Chereche împreună cu apărătorul au făcut mai multe demersuri în instanță pentru ca această contestație în anulare să fie transferată și judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Și asta pentru că, spun ei, judecătoarea din dosar nu ar fi imparțială, fiind implicată și în dosarul în care sunt vizați socrii lui Cătălin Chereche. La termenul de astăzi, fostul edil va participa prin videoconferință direct din spatele gratiilor. El este încarcerat în penitenciarul Rahova, unde va rămâne pentru o perioadă de carantină. El este condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Înainte însă de a primi sentința definitivă, Cătălin Chereche a fugit din țară. A fost depistat în Germania, iar mai apoi extradat în România. Alianța PSD-PNL și-a depus la biroul electoral lista comună de candidați pentru alegerile europarlamentare. Dimineața a început la o cafea cu o oprire la noul sediu al Alianței, clădirea care în urmă cu 10 ani era locul de întâlnire pentru USL. Socialdemocrații au ajuns primii și și-au așteptat partenerii relaxați la o cafea în aer liber. De acolo, coaliția lui Nicu și Marcel a mers spre biroul electoral central și au fost întâmpinați cu aplauze de susținători. Și domnule Tudose, cum este să stați pe afiș de campanie cu un domn despre care spuneați că poartă chiloții peste pantaloni? De-a lungul... După cum vedeți, nu-i mai are. Sigur că au fost replici, nimeni nu le-a uitat. Important este să treci peste aceste lucruri și să mergi înainte gândindu-te la interesul mare, interesul țării tale. Eu sunt convins că nici domnul Aleș Bogdan nu va rata nicio ocazie. Dar cu umor, că noi nu ne-am jignit până la urmă, e o figură de stil cu Superman. Apreciat-o chiar și domnul Aleș Bogdan, m-a sunat după aia și a zis, bă, genială, să văd cum scap de ea acum. Dacă unul dintre noi o să creadă că celălalt, hai să spunem că nu respectă drumul drept indicat de partide, de lideri și așa mai departe, îl va taxa pe celălalt, eu sunt convins de asta și face parte din farmecul vieții. Dar e o critică constructivă. Dar după cum vedeți, e îmbrăcat în costum regulamentar. Că tot ați ales acel sediu al USL,
Atunci mi-aduc aminte că șefii de campanie și nu numai s-au îmbrăcat, au făcut schimb de veste de campanie. Vom vedea și așa ceva în timpul acestei campanii. Vor fi... Păi nu cred că putem, fiindcă nu ne ajută dimensiunile. S-ar putea pe unii dintre noi să-i strângă, lați, să le fie lagi. La mine pare palton. Da, dar am să rămânem, o să, cu permisiunea noastră, să rămânem așa fiecare cu geaca lui, dar să mergem împreună când le putem. Avem și o altă lansare politică astăzi. Cristian Popescu Piedone intră în cursa pentru capitală cu un eveniment cu FAST la Sala Palatului. Ce se întâmplă acum acolo? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe. Bună ziua, Andreea, te ascultăm. Bun găsit, îl vedem chiar în acest moment pe Cristian Popescu Piedone susținând un discurs. Își lansează oficial candidatura la capitală, vorbim despre un eveniment cel puțin fastuos și parcă cumva a menit să eclipseze acțiunea coaliției pe care am văzut-o mai devreme. A umplut Sala Palatului și în momentul în care edilul sectorului 5 a intrat pe scenă, oamenii au scandat ceva, mai ceva ca pe stadion, au adus cu ei vuvuzele, au fluierat de altfel. E important de menționat că și-a anunțat candidatura pentru primăria capitalei la începutul lunii martie, adică atunci când PNL și PSD nu se hotărâseră încă pe cine să susțină la primăria generală. Înainte de acest anunț oficial, Cristian Popescu Piedone a avut discuții, spre exemplu, cu socialdemocrații, pentru că a fost văzut la Parlament într-o discuție cu președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, însă a refuzat să recunoască dacă discuția a vizat susținerea pentru candidatura la primăria. De atunci și până acum a fost curtat și de alte formațiuni pentru a partea lui George Simion a transmis că ar vrea ca edilul sectorului 5 să candideze sau să fie susținut de către AUR, însă Cristian Popescu Piedone a negat vreo legătură. În sondaje însă Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone ocupă cumva primele locuri și recent actualul primar al capitalei a transmis că Piedone, citez, este un eșec al politicii prin faptul că se plimbă cu roaba pe stradă, am citat din nou bineînțeles, și că oamenii îi pupă mâna. Mulțumesc foarte mult, Andreea Gheorghe. Continuăm cu o informație de ultimă oră acum. Tarom a descoperit o problemă la avionul care a ratat seara trecută decolarea de pe aeroportul din Bruxelles. La bord se aflau numărul 2 NATO, Mircea Joană și ministrul de externe Luminița Udobescu, precum și mai mulți europarlamentari. Piloții au fost cei care, cel mai probabil, au sesizat problema. Pasagerii au fost debarcați, iar aeronava a fost supusă unei inspecții tehnice amănunțite. Colega mea, Cristina Zbârn, a păstrat legătura cu compania aeriană în legătură cu acest incident și are mai multe informații. Bună ziua, Cristina! Ce noutăți ai aflat? Bun găsit! Aeronava a fost supusă unei inspecții tehnice amănunțite de către o echipă de pe aeroportul din Bruxelles, atunci când piloții au sesizat că există o problemă și au anulat practic decolarea. A fost identificată o disfuncționalitate, spun cei de Ratarom, și după finalizarea tuturor procedurilor, aeronava este în momentul de față pregătită să revină, să rea practic zborurile, să revină pe aeroportul din București. Va decola de la Bruxelles în jurul orei 13:30 și va ajunge la București în jurul orei 17:10. Ceea ce înseamnă că această problemă a fost remediată, practic aeronava se întoarce la efectuarea de zboruri. Vă reamintesc faptul că aseară, cum spuneam, decolarea a fost anulată după ce piloții au sesizat o problemă și au cerut să fie o inspecție tehnică a aeronavei. Erau 93 de pasageri la bordul acelei aeronave. Ei au fost coborâți din avion și spune Tarom că le-a dat toată asistența de care au avut nevoie. La bordul acelei aeronave se aflau Mircea Joană, numărul 2 NATO, dar și ministrul de externe Luminița Udobescu. Și de asemenea se aflau mai mulți europarlamentari, Gheorghe Falcă, Daniel Buda și Mircea Hava. Aeronava ar fi trebuit să plece de la Bruxelles aseară, undeva în jurul orei 19, să ajungă în București în jur de ora 23. Mulțumim foarte mult, Cristina Zbăr. A început metamorfoza politică. Cei care se pregătesc să ceară votul cetățenilor au decis să îmbrace săptămâna aceasta haina omului obișnuit. S-au dat jos din mașini de lux ca să meargă cu metroul, s-au fotografiat înconjurați de flori, ori s-au afișat în aceeași poză, umăr la umăr, cu vechii inamici.
După ce în presă au apărut informații cu bolizii de lux pe care îi conduce, candidatul PSD-PNL la primăria Capitalei a dat scaunul cu încălzire automată pe un loc la metrou. Efectul nu a fost însă cel dorit de Cătălin Cârstoiu, iar internetul s-a umplut rapid de glume. Așa că o zi mai târziu, medicul face o nouă încercare, de această dată înconjurat de oameni. După funie și usturoi, Cristian Popescu Piedone s-a fotografiat săptămâna aceasta între flori. Mai mult, precum alți politicieni, anunță că și-a făcut și cont de TikTok. Dar a venit și ziua în care să-mi asum TikTok-ul. Da, eu, Cristian Popescu Piedone, de astăzi voi avea cont TikTok. Despre ce să vorbim? Restul vă aștept, pac, 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 să nebunească lumea. În centrul atenției au fost și soții Șoșoacă. Deși își aduc acuzații foarte grave, ambii susțin că substratul scandalului este unul politic. Jupii? Electoral. Nu avea cu ce să iasă în față, n-are un proiect, n-are absolut nimic. Merge pe alegerile și ea e în plop. Și atunci face din asta. El a ales să facă circul acesta pe toate televiziunile pentru că își dorește să fie candidat la prezidențiale. După ce s-au atacat în declarații, Rareș Bogdan și Mihai Tudose au apărut zilele acestea unul lângă altul pe același afiș, alături de Olguța Vasilescu și soțul acesteia. Pe alții, campania electorală i-a emoționat până la lacrimi. Jurnaliștii Digi24 i-au întrebat pe oameni cum ar reacționa dacă ar împărți locul în autobuz cu un candidat la primărie. Vedem chiar acum răspunsurile. Să meargă și cu autobuzul, numai cu mașini de lux. Deși dacă l-ați vedea, ați merge să-i spuneți ceva? Să ocupe mai bine de țară, că țara s-a dus. Depinde de candidat, da. I-aș spune ceva? Să mintă mai puțin, să facă mai multe. Nu i-a spune nimic, dar nici nu o să văd, că nu, ei nu circulă cu mijloacele astea de transport în comun. Că nu o face, nu cade bine pentru un candidat, chiar candidat. Nu vorbim de restul care sunt în alt stadiu, avansat. Deci candidatul nu vine nici el, fiindcă el, dacă e totuși candidat, folosește altul mijloc, cu siguranță. Am văzut că se cam obișnuiește acum, mă rog. Marcel Ciolacu a anunțat că a început marea reformă a sistemului bugetar, doar că realitatea din ultimii ani arată încă o dată că teoria politicienilor nu se potrivește cu practica. Și vă propun să vedem cum au evoluat declarațiile, dar și angajările la stat. În 2023 nu trecea luna fără ca președintele social-democrat să spună că nu se mai poate și că guvernul trebuie să reducă numărul bugetarilor. Avem aici mai multe exemple. În aprilie 2023, Marcel Ciolacu afirma că trebuie să fie un aparat bugetar mai suplu. La mijlocul verii se lăuda cu eliminarea a 200.000 de posturi neocupate. O lună mai târziu a reluat declarațiile privind reforma profundă de la stat, iar în noiembrie 2023 spunea, citez, că toate ministerele trebuie să vină cu o reorganizare. Cum au arătat faptele după un an de declarații și promisiuni? Numărul angajaților la stat a crescut din ianuarie până în decembrie 2023 cu, atenție, 13.500. Și mergem acum mai departe cu un alt subiect. În Țara Mamelor Minore, statul ar face prea puțin. Acordă o sumă de 2.000 de lei pentru tinerele care devin mame prea devreme. Sprijinul nu este însă lunar, ci se dă o singură dată atunci când se naște bebelușul. Ultimele date ne arată că în 2021 aveam peste 8.000 de tinere care au devenit mame la vârste fragede, majoritatea din zona rurală a țării. Georgiana Iuzic ne spune mai multe despre acest subiect. Bun găsit tuturor! Suma de 2.000 de lei va fi acordată pentru mamele care provin din medii defavorizate. Vorbim aici în special de tinerele care nasc la o vârstă fragedă, de cele care au veniturile reduse, dar și de mamele cu dizabilități. Ajutorul de stat se va da o singură dată la naștere, însă dacă ar fi să discutăm cât de importantă este această sumă pentru mame, ei bine, vedem, ajutorul de la stat este infim, având în vedere costurile care sunt în primul an pentru un copil.
analiză a Clubului Copiilor ne arată că în primul an mamele cheltuie mai bine de 14.000 de lei pentru creșterea copilului. Din această sumă, mai bine de 2.000 de lei se duc doar pe îmbrăcăminte. Așadar, vedem, ajutorul de la stat nu acoperă nici măcar această nevoie esențială. Dacă este să ne uităm către datele alarmante, ei bine, vedem că suntem în continuare țara cu cele mai multe mame minore din Uniunea Europeană. Ultimele date ne arată că în 2021 aveam peste 8.000 de tinere care au născut la vârste fragede, cele mai multe cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani. Ora de 40 de minute și pauza de 5 minute este o practică discriminatorie școlile din România, susține Consiliul pentru Combaterea Discriminării în urma unei analize a Ziarului Financiar. În capitală sunt cel puțin 25 de școli, adică 15.000 de elevi din București, care învață după un program școlar cu ore mai scurte decât prevede legea educației. Colega mea, Ana Micu, a analizat situația și ne explică. Ana, spune-te rog, cum am ajuns aici? Găsit în această situație am ajuns din cauza faptului că atât în capitală cât și în țară există în continuare școli în care se învață în trei schimburi. Această practică nu este legală conform legii educației, însă există aici o mică ușiță de scăpare pentru aceste unități școlare, pentru că, așa cum prevede legea educației, va fi complet interzis acest învățământ din anul școlar 2025-2026. Practic, până la acest termen, chiar dacă sunt la limita legalității, aceste unități pot funcționa așa. Cu toate acestea, în urma unei analize realizate de Ziarul Financiar, în urma solicitării unui punct de vedere de la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, acest Consiliu a semnalat că această practică este discriminatorie. Ce se întâmplă mai precis în aceste școli? Practic, orele de curs în învățământul gimnazial ar trebui să dureze 50 de minute. Asta prevede legea educației, iar pauzele ar trebui să fie de 10 minute. În învățământul primar este obligatoriu ca orele să aibă 45 de minute cu 15 minute pauză și aceeași regulă este și în învățământul de tip special. În momentul în care ne uităm la aceste școli în care se învață în trei schimburi, vedem că un elev de clasa a 5-a dintr-o școală publică în care se învață într-un singur schimb sau în două schimburi are o oră de 50 de minute și o pauză de 10 minute, iar un elev care învață într-o astfel de unitate școlară, sunt peste 25 în capitală, cu program scurtat, are o oră de 45 de minute și o pauză de doar 5 minute. Desigur, Consiliul pentru Combaterea Discriminării semnalează faptul că ar trebui să se ia măsuri compensatorii pentru acești elevi care pierd din conținuturi. Vorbim despre cel puțin 5 minute în fiecare zi de școală pentru fiecare oră de curs, adică la final, dacă am trage o linie, se adună deja câteva ore pe care un elev dintr-un astfel de sistem le pierde. În continuare însă, așa cum a precizat Ziarul Financiar, de la Ministerul Educației nu au venit răspunsuri cu privire la această problemă sau cu privire la modul în care unitățile școlare care funcționează așa compensează această pierdere a elevilor. Tu în ce crezi? Crezi în rutină? Crezi în bani? Crezi în povești? Sau crezi doar în tine? Noul Peugeot E2008. Descoperă eleganța în dressing-urile personalizate pentru a se potrivi perfect stilului și nevoilor tale. Rovere, mulțumește-te cu mai mult! O viață fără sensibilitate dentară? Spune nu sensibilității dentare cu Elmex Sensitive Professional. Formula sa îmbunătățită creează un strat mai